Bun, putem începe. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației Ministerului Mediului pentru a participa la conferința de presă de astăzi. Astăzi ne propunem să vorbim despre Ziua Mondială a Curățeniei. Vreau să vă informez că în perioada 1-16 septembrie 2023, Ministerul Mediului organizează campania Ziua Mondială a Curățeniei 2023. Această zi este marcată pe plan mondial în a treia sâmbătă a lunii septembrie și are ca scop reunirea a milioane de voluntari, guverne, organizații non-guvernamentale din 191 de țări care se solidarizează pentru a aborda provocările de mediu și în special gestiunea deșeurilor și curățenia. Vreau să menționez că aceasta nu este doar o campanie pur de salubrizare când ieșim și facem curățenie, ci este un instrument care ne permite să catalizăm, să aducem împreună eforturile tuturor participanților pentru a accelera procesul de tranziție la economia circulară și dezvoltarea durabilă. Deci, organizatorii evenimentului pe plan mondial, organizația Let's Do It World, își propune să antreneze în această activitate până la 5% din populația globală și vreau să spun că este o țintă destul de ambițioasă, dar nu înseamnă că ea nu poate fi atinsă. Și în acest sens, Ministerul Mediului depune și el eforturi prin mediatizarea acestui eveniment, prin desfășurarea acestei campanii de salubrizare la nivel național. Anul acesta, campania va culmina în data de 16 septembrie, când atât Ministerul Mediului, cât și alte organizații, autorități publice locale care participă la acest eveniment, vor ieși în teren și vor, după ce au identificat un loc, vor face acest loc mai curat și mai verde, pentru că toți ne propunem și ne dorim să trăim într-o țară mai verde și o țară mai curată. La această campanie contribuie proiectul Uniunea Europeană pentru Mediu, Economie Verde și Asociația Obștească Centrul Național de Mediu. Concomitent, acest eveniment este organizat de proiectul Fii Piratul Plasticului, care este implementat de Centrul Național de Mediu și Centrul Republican Guta Club, cu susținerea financiară a programului de granturi mici, un program corporativ care este finanțat de Green Environment Facility, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care mai este finanțat și de Guvernul Suediei. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor participanților, voluntarilor și finanțatorilor acestor activități. În susținerea campaniei, Ministerul Mediului a venit cu un anunț către autoritățile publice locale, către organizațiile non-guvernamentale, către populație, să se alăture acestui eveniment și să participe în ziua de 16 septembrie la această activitate de salubrizare. Vreau să vă spun că până astăzi în acest eveniment s-au înscris peste 100 de autorități publice locale și organizații non-guvernamentale, ceea ce indică o atenție sporită a publicului față de această, hai să spunem, problemă. Pentru că noi, până la urmă, vrem să transformăm din problemă care are impact asupra mediului într-o
o situație când ne bucurăm de mai multe spații verzi și, și curate. Vreau să spun că acest eveniment urmează sau vine după ce în luna iulie am organizat altă campanie, luna iulie fără plastic, care ne-a propus să consumăm mai puțin plastic sau să trecem la alte produse care ar minimiza consumul de plastic și precedează un alt eveniment care este implementat de Inspectoratul pentru Protecție a Mediului, Bilunarul Ecologic, care se va desfășura în septembrie, octombrie, se finalizează la început de noiembrie 2023 și aici ne propunem să identificăm locurile unde populația spontan aruncă deșeurile. Vrem să le identificăm, să mergem să le curățăm și acolo unde este cazul să îmbunătățim un pic mediul și să facem spațiile mai verzi și mai prielnice pentru noi toți. Mesajele principale care vrem să le distribuim în cadrul acestei campanii este reducerea consumului de plastic și colectarea separată a deșeurilor. Nu în ultimul rând, asta va duce și la dezvoltarea durabilă și la promovarea utilizării sustenabile a resurselor pe care le avem. În acest sens, pe lângă campania de salubrizare din anul acesta, Ministerul Mediului promovează și o serie de acte legislative și normative tocmai pentru a facilita acest proces și aici vreau să menționez modificările la legea numărul 209 privind deșeurile, vreau să menționez Programul Național de Gestionare a deșeurilor, precum și programul de promovare a economiei verzi și circulare. De ce ne propunem să promovăm aceste documente de politici, tocmai pentru a avea sisteme sustenabile de gestionare a deșeurilor și respectiv promovarea tranziției de la economia clasică, care presupune modelul de extrage, produce, consumă, aruncă, să trecem la economia circulară, care presupune un alt model economic, mai sustenabil, care presupune extrage, produce, consumă, reciclează, valorifică și iar consumă, tocmai pentru a reduce presiunea asupra resurselor naturale. În contextul tranziției la economia verde și la economia circulară, în perioada de 8-10 septembrie, Ministerul Mediului împreună cu partenerii a organizat o expoziție la Moldexpo, expoziția Eco Green Expo 2023. Este un eveniment organizat pentru prima dată în Republica Moldova și sperăm că acest eveniment va deveni o tradiție. Când ne vom întâlni în fiecare an, vom vorbi despre economia verde, despre tranziția la economia circulară și vom putea bifa care sunt succesele noastre în acest domeniu. Acesta a fost mesajul meu pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă aveți întrebări... În acest an avem la moment înscris peste 100 de localități din toată Republica, din toate raioanele. Ministerul a achiziționat și a trecut, de exemplu, saci sau mănuși pentru... Ministerul nu a achiziționat, partenerii noștri au achiziționat aceste atribute și le vor fi distribuite participanților. Pe această cale vreau să vă spun că Ministerul Mediului va fi și el în teren, la lacul Ghid Ghici,
în zona barajului și vă invităm pe toți să fiți alături de noi, să ne ajutați, să ne dați o mână de ajutor, pentru că împreună suntem mai buni și mai puternici. Mi-ați putea spune, anul trecut în jur de câte persoane sau localități au participat la activitatea de sărbătoare? Este o întrebare foarte bună. Anul trecut, nu cunosc această informație, dar vă promit că după conferința de presă mă documentez și revin cu un răspuns. Da, domnule Stratulat, încă o întrebare. Da. Ieri în presă a apărut mai multe imagini în care se vede că mai mulți pești au fost găsiți morți pe malul lacului Iavărâc, în satul Voian din Demăsari. În acest context, ne puteți spune dacă Ministerul Mediului s-a autosesizat, care ar fi cauza ce duce la mortalitatea ridicată a peștilor și ce măsuri urmează să fie? Ministerul Mediului s-a autosesizat pe marginea acestui subiect. Am informat Inspectoratul pentru Protecția Mediului despre acest fapt, care la rândul lui, prin intermediul biroului de reintegrare, pentru că, din câte înțeleg, se află, deci locația este în afara zonei controlate de administrația constituțională, care prin intermediul biroului de reintegrare fac eforturi pentru a ieși la fața locului, pentru a lua probe și a vedea care este cauza acestui eveniment. Deci se presupune, într-adevăr, din reportaj, l-am văzut și eu aseară, se presupune că ar putea fi o deversare de substanțe chimice sau este din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă și a lipsei de precipitații. Iată, la aceste răspunsuri, la aceste întrebări, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va veni cu răspunsuri. La momentul când noi vom obține un raport în acest sens, noi o să-l distribuim și vă comunicăm despre rezultatele investigației. Au mai fost și anterior astfel de cazuri, nu pot să vă spun acum exact unde și care au fost cauzele care au dus la astfel de evenimente. Mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! La revedere!